O veste bună venea săptămâna trecută din partea operatorului de transport public Transbus pentru buzoienii care fac naveta Buzău-Vernești și retur. Societatea anunța extinderea ariei de operare încă de luni, 4 noiembrie, și la Vernești. Asta după ce Transbus a introdus rute pentru mai multe comune din vecinătatea Buzăului, cum ar fi Cernătești, Vadupa și Săpoca, Țintești, Smeeni și Gălbinaș. Însă acest lucru nu s-a întâmplat din cauza unei erori materiale survenite la nivelul unei decizii a judecătorii Buzău. A fost o eroare materială înregistrată în decizia judecătoriei Buzău, s-a rectificat și în mod normal de luni ar trebui să se introducă transportul în comun și la Vernești, în toate cele patru localități. Eroare materială la decizia unui judecător al judecătoriei Buzău s-a referit la Spitalul Săpoca, în loc să se refere la transportul cu Transbuzul la Vernești. De luni 11 noiembrie, locuitorii care fac naveta la Buzău dinspre Vernești ar putea folosi transportul public. Autobuzele Transbus vor circula din oră în oră, iar prețul unui bilet va fi mai mic decât la operatorii privați. Noua rută era programată pentru luni, 4 noiembrie, însă eroarea materială de la judecătoria Buzău a întârziat realizarea acesteia cu încă o săptămână.